ce faceți cu mijloacele de transport ale RATB? Pentru că eu circul zilnic cu tramvaiul și arată din ce în ce mai rău. Doamna. De cât, și dumneavoastră dați subvenție în fiecare an circa 500 de milioane. Da, doamna. De ce arată atât de rău și de ce RATB-ul este o gaură? Pentru că ăștia 20 de ani care au trecut, doamna, au făcut ca discuția între conducerea RATB-ului și Primăria Generală pentru Subvenție să înceapă așa. Dumneavoastră ne asigurați 535 de milioane pe an salariile. În ce lege scrie, băieți, treaba asta? Știți care sunt veniturile? Știți care sunt veniturile? Da! Știți care sunt veniturile RATB-ului proprii? 8%, doamne. 9%. Vă dau cuvântul meu de onoare că dacă aveam bani în buget, dacă aveam bani în buget și puteam, pentru 8%, ceea ce înseamnă o determinare de 55 de milioane de roni, deci aproape 10 milioane de euro, 11 milioane de euro, vă dau cuvântul meu de onoare că decretam cu ghilimele de rigoare, ca toți cetățenii să circule gratuit. Ce veți face totuși cu regia? Pentru că îi restructurez, doamnă. Și când vine unul după ani de zile, și vorbește de restructurare, eu știu că trezesc o serie întreagă de... Ce faci în Iată, numai departe decât ieri, analiză pe viitoarea restructurare, unde sunt găurile negre, unde sunt în așa fel încât să știm cum o facem de comun acord cu ei, pentru ca să nu suferă cetățeanul. De cât bani este nevoie pentru modernizarea mijloacelor de transport? Doamnă, pentru tramvaie, eu am nevoie de tramvaie noi, de acum, dacă ar fi pentru un absurd, așa, am nevoie de 400 de tramvai. Problema mea este că prețurile tramvaiurilor moderne, dacă ar fi să cumpăr, vorbesc acum de anul 2008, 2009, 2010, că tot am încercat să găsim o jumelare din asta între fabrica de tramvaie, pentru că dânșii nu fac acolo decât mentenanță. Și îmi scot pălăria, pentru că țin în picioare tramvaie Tatra din 1968. Cu siguranța respectivă a călătorului, nu că le țin așa, că le spală și... Nu, nu. Păi, doamna, haideți să vă dau o cifră cât costă un tramvai. Un Bombardier cu podeaua coborâtă 100% se duce la, în momentul în care stăm de vorbă, se duce la 2.400.000 de euro. De câte trolebuze și de câte autobuze? Doamnă, de autobuze am nevoie pentru că doresc să schimb o parte dintre ele, adevărat, un număr relativ mic pentru București, să trec pe electric. Păi cam în jur de 70-80. Doamnă, un troleibus se ridică și el cam la aproape 95-98 de mii de euro. Și un troleibus simplu. Și autobuze, cât aveți nevoie? Doamnă, autobuze, în 2006, pe un credit pe care am terminat de plătit, pentru că bineînțeles că acum 5 ani de zile l-au pasat la Primăria Generală, RATB-ul, autobuze au fost cumpărate Mercedes-uri 1300. Din astea 1300, în momentul ăsta sunt flotila e, cum să-i spun, funcțională, am pe aproape de 1100. Discuții infernale, când i-am găsit, i-am prins că mănâncă un ou care nu era fierbinte. Adică demontau autobuzele noi ca să ia piese atunci când se stricau. Ele au ieșit în garanție, au trecut 5 ani de zile. Deci aici n-ar fi foarte multe lucruri de făcut. Tramvaiele rămân însă o problemă, pentru că doresc de 5 ani de zile și tot am fost și am trimis și pe băieții mei în Polonia, în Cehoslovacia, în Croația, să găsesc o jumelare cu una dintre fabrici. Dânsii nu doresc. Dânsii îmi spun că sunt în stare să facă 20 de tramvaie pe an. Asta e o glumă, domn. Orice fabrică mare de tot
nu poate să construiască mai mult de 15 tramvaie pe an, iar băieții ăștia sunt, sigur, foarte inventivi. Dacă să construiesc cu piese cumpărate separat și automatizări din străinătate, o să mă scoate, sigur, la un preț de cost mai mic decât costă un bombardierul, dar astea vin așa cum vin. Trebuie să le plătești înainte. Mai m-am certat cu dânsii, tot cu ghilimele de rigoare, pentru că plăteam de două ori tramvaiul, adică odată munca vie și odată subvenție.